din țara galilor. El e din țara galilor cu asta. S-o filmăm. Deci de-aia, păi n-are cum să-l oprească pe drum. N-are cum să-l oprească, că toți care văd, zice, domnule, e comunitatea... Nu numai, mai mult de fac acolo, nu? E mai departe decât... Și nouă, ești în filmare, spune-și nouă, cum de poți să umbli cu motocicleta din comuna Poiana Lacului? La vedea să poate, să poate, să poate orice. Dar uite ce ești golenul și acum fii atent, ăsta s-a și rupte. Păi ce, a venit cu el de la Arge, știi cum făcea? Da, vâjia pe aici. Mai ales când l-am băgat peste 100, că până într-o 100 el mergea liniștit, așa, bătrânește, cu 60 sau 70, 80. După aia a mers în forță și s-a schimbat. E din cauza curentului, mi-au spart asigurare. Deci vântul mi-a spart husele alea de ploaie de la cens. Da? Da. De-aia le-am și dat jos acum, că tot trebuia să-mi scot unda. Mai fric la ceafă. Gelul? Gel. Și? Nu, le-a scules. Le scules cu latrunul Severin. Ia, păstuate, dacă mi-l oprește. Da. Cum te cheamă? Pătășanu. Pătășanu de la? De la Ișelnița. Șelnița. Asta e băiatul tău? Da, da. Știi cum era variata? Gigel? Gigel? Trei și numele și prenumele? Da. Sepețeanu. Pentru că te dăm la... Mă dai? La... Nicu Constant. Nicu Constant. La televiziune, la festul ăsta. Da. Aici, unde suntem aici? Unde suntem aici? E treci, Ișalni, Ișel. Mai avem puțin până la Izvinița. Izvinița, Izvinița. Deși nu vă opriți, nu vă curăm, nu e dată. Curăm, da, de Izvinița, da. Că eu îți făceam trebuie să tot și înapoi. Uite acolo, jos unde a făcut pontonul ăla. Acolo, la capul de ăla. Pe de loc de pescuit au venit băieții cu bani. Păi, dar pe acolo, pe unde ieșeam? Și acolo nu-i sta de vacanță. Terasamentul, cu drumul. Acolo coborai cu mașina. Păi ne-a ce nu e?